Bună, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi voi face o prăjitură cu vișine delicioasă. Această prăjitură rapidă cu vișine este un desert foarte simplu, pufos, proaspăt și aromat, ce merge de minune și cu alte fructe precum cireșe, afine, smeură, caise, în funcție de sezon. Am aici vișine, o să le scot sâmburii cu un aparat special. Acum începem prin a sparge 9 ouă, le separăm albușul de gălbenuș. Pun puțină sare și le mixez bine până obțin o spumă pufoasă și densă. Adaug treptat și 9 linguri de zahăr. Albușurile sunt gata. O să pun 9 linguri de ulei. Le amestec. Adaug și gălbenușurile. Am aici 2 pliculețe de praf de copt. Le pun într-un castronel și o să le sting cu oțet. Pun peste compoziție și amestec în continuare. Am măsurat și 10 linguri de făină. Amestec până încorporez toată făina.
Răstorn compoziția într-un vas de ena. Am pus hârtie de copt. O nivelez și încep și pun vișinele. O dau la cuptorul încins la 180 de grade pentru 40 de minute. Am scos-o din cuptor. Înlătur și hârtia. Și o pudrez cu zahăr. O tai ia uitați cât de bine arată, extraordinar, arată nemaipomenit. Ia uitați cât de pufoasă este, am gustat, o bucată este foarte bună. Neapărat să încercați această rețetă acum când mai sunt încă vișine. Până data viitoare, rămâneți cu bine! Pa, pa!